Am revenit în direct. Oana Stănciulescu și Oreste Teodorescu se află alături de mine. Sperăm să putem să vă furnizăm surpriza despre care v-am vorbit. Ne păstrăm optimismul. Am rămas cu discuția noastră la evenimentele politice de astăzi. A fost o zi foarte interesantă în Parlament. Oarecum am văzut cum se separă apele. Și chiar s-au limpezit apele astăzi într-o oarecare măsură. Dar până ajungem totuși, aș vrea să vă rog să spuneți părerea voastră despre un subiect despre care s-a discutat foarte mult ieri, s-a discutat și azi și probabil că o să se mai discute. Ce ar trebui să facă opoziția? Să preia guvernarea sau să aștepte ca PSD-ul să își ducă, știu eu, mandatul oferit de către alegători la capătul celor 4 ani de mandat? Nu e deloc o chestiune simplă. Pe de o parte, așteptările oamenilor sunt foarte mari și răbdarea ajută la capăt. Adică ei nu mai au răbdare încă un an și să fie din nou alegeri la termen și să voteze din nou, iar până atunci să se mai chinuie cum s-au chinuit. Pe de altă parte, o preluare a puterii fără alegeri s-a mai întâmplat odată, nu e în regulă. Sigur că da, poate dacă o să ajungă, văd că ne împrumutăm cea mai mare datorie anul trecut din ultimii nu știu câți ani, ne tot împrumutăm, că oamenii ăștia nu mai au bani. Apropo, la fisc am și dovada că au pus bani fără o bază reală, fiecărui cetățean, tu plătești 1.000 de euro, tu 500 de euro ca să își financeze deficitul, pentru că nu, după care tu te judeci și când ți-i dă, o ți-i dă. Vorba domnului Codrin Ștefănescu, pentru că pot. Pentru că pot, exact. Cel mai bine ar fi alegeri anticipate, pentru că atunci n-ai mai aștepta un an de zile, ai merge în fața cetățenilor și cetățenii ar spune: domnule, PSD 50%, continuați băieți 4 ani sau cât vreți, sau nu, dimpotrivă, gata, s-a terminat experimentul, ați avut timpul vostru, în 3 ani de zile ați făcut zob tot, zob, orice ei, orice domeniu, zob. Te-ai împrumutat peste măsură, n-ai făcut cu banii aia împrumutați. Nu, bine, ai împrumutat și ai făcut un TGV, ai făcut o cale ferată rapidă în toată țara, o rețea, ai modernizat, n-ai nevoie de mașină. Dar n-ai făcut nimic, nu, n-ai făcut un spital, sunt oameni privați care fac spital și tu n-ai avut 20 de milioane de euro, adică un mizilic pentru domnul Vâlcă să faci un spital. Deci, alegeri anticipate. Eu și mulți am auzit vorbind despre alegeri anticipate. Doar că în România, potrivit Constituției, este foarte dificil să faci alegeri anticipate. Din motivul simplu. Căci dacă pui o maimuță, vorba nu știu cui din politică de săptămâna asta, o maimuță, o pui acolo, 300 de parlamentari, masă pe care nu știi cum îi cheamă, care au ajuns acolo nu știi din ce motive, care habar n-au ce înseamnă să fii parlamentar, doar că au făcut ei manevre, care o să mă ajungă în viața lor parlamentarii, știu că ăsta este primul și ultimul mandat, și zic așa, păi fac un calcul, păi de ce să plec eu cu un an jumătate mai devreme? De ce să, păi unde mă duc eu după un an jumătate? Am investit bani în campania electorală? Că nu știu să fac nimic, am dat bani așa, vreau să recuperez. Păi unde mă duc eu? Unde să mă duc? Ce știu eu să fac? Nu știu să fac nimic. Vreau la stat, dar la stat poate că nu se mai pot, că pierdem alegerile. Și ca atare, pui o maimuță? Bine că maimuțele sunt deștepte, domne. Pui unul de la PSD, orice om de la PSD, toată lumea mâna sus. Ca să faci alegeri anticipate, ar trebui ca președinte, în primul rând, ar trebui ca Tanti Viorica să-și dea demisia, ceea ce văd că nu are de gând. Și dar ca zicem, informație de ultima oră, furnizată această Carmen informație... Carmen Dan și-a dat demisia. Nu, asta nu, ar fi fost o informație, o veste bună, n-aș fi spălătit informație. Colegul Ștefan Apostol ne ține la curent. Doamna ministru Carmen Dan, cererea de demisie formulată de președintele Klaus Iohannis este nejustificată. O, priza e justificată. Bine că a fost justificată intervenția extraordinar de elegantă a jandarmilor și a polițiștilor Marelui Alb pe 10 august. Eu vă spun ceva. La întrebarea ce trebuie să facă opoziția. Păi, în primul rând, opoziția trebuie să se unească. Dincolo, sau până să ajungem noi să vorbim despre alegeri la termen sau alegeri anticipate sau alegeri organizate odată cu cele locale să fie organizate și cele generale, adică să mai scutim poporul ăsta de suferință măcar 6-7 luni, în primul rând și în primul rând ar trebui ca opoziția să se unească. Adică, dacă vorbim de maturizarea celor 30 de ani, dacă PNL, USR și PMP, care cel puțin declarativ și-au enunțat
sistemul de valori pro-occidentale, pro-NATO, pro-parteneriatul strategic, pro-lume civilizată, pro-justiție independentă. Adică cele trei partide care își doresc, cel puțin la nivel declarativ, ca România să facă parte și de iure și de facto din Uniunea Europeană și din Clubul Țărilor Civilizate, ar trebui să se unească. Pentru că obiectivul comun al forțelor progresiste, dar nu în sensul unui progresist neomarxist, ci în sensul progresismului istoric, care vor să scoată România din noroiul evului mediu în care încă se mai scadă cel puțin România săracă și România rurală și să așeze România pe principiile părinților fondatori ai statului modern român din 1918-1920 și așa mai departe. Prima dată și prima dată trebuie să înțeleagă că obiectivul comun al opoziției este să ne mai scutească pe următorii 5, poate chiar 10 ani, de ciumaroși. Și atunci nu trebuie să se lupte între ei USR-ul cu PNL-ul, PMP-ul cu ăștia trei sunt. Adică, domne, trebuie să înțeleagă, domne, ce e cel mai rău? Ce a fost cel mai rău în istoria celor 30 de ani? Păi o clică de neaveniți, de maimuțe. Și poate că jignim maimuțele. O clică de derbedei, de hoți ordinari, de vlăstarea lui Stalin care fura ceasurile de la mâini femeilor și bijuteriile și astea pântreruri înainte să ajungă tătucul popoarelor, să se coaguleze o idee, un proiect politic comun, un proiect politic, hai să zicem, de dreapta ca să înțeleagă lumea, că deși hai să fim serioși, că doar despre dreapta și stânga nu vorbim aici, dar un proiect politic de modernizare a României. Cum zicea foarte bine Oana Stănciulescu, este absolut inadmisibil ca unul care ia și pagă, doar unul care ia și pagă 60-70 de milioane la o tranzacție. Noi, statul român, să nu găsim 20 de milioane să facem un spital, să găsim, nu știu, câteva miliarde să facem naibii o autostradă sau să investim în școli să nu ne mai cadă acoperișurile în cap sau copiii să ne cadă în hazna. Dom'le, să fim 2019 și copiii să se ducă într-o hazna și să se prăbușească acolo și să moară acolo, în timp ce niște jegoși ordinari, iertați-mă că nu pot să spun altfel, conduc mașini de 100.000 de euro din banii ei fiind salariați la stat, stau în proprietăți care au 10.000, 20.000 de metri pătrați, care au building-uri, merg cu liftul din bucătărie până în sufragerie, așa ceva trebuie să înceteze odată pentru totdeauna. Și atunci, prima dată și prima dată, opoziția, dacă vrea să treacă examenul de maturitate, nu se mai canibalizează partidele de opoziție între ele. În al doilea rând, eu cred, și foarte bine a spus Oana Stănciulescu, dom'le, dacă acum, astăzi, opoziția s-ar aventura, fără alegeri, fără un vot dat de încredere de către poporul român din diaspora și din afara și din interiorul țării, să preia o guvernare atât de haotică și atât de halucinantă pe care au dus-o cele 3-4 guverne Dragnea, nu mai știu câte sunt, 3 guverne Dragnea, da? Grindeanu, Tudose, Dăncilă, ca să reîncălzească prin mecanismul lor de propagandă și până forța mediatică pe care încă o mai au mogulii Ciumei Roșii, să reîncălzească teza, uite, domnule, ne-am retras la guvernare. Și ce au venit, domnule? Au venit fițoși ăștia, corporatiști, ăștia liberali, ăștia nu știu ce, să ne ia, uite, domnule, că n-au făcut nimic. Păi n-ai cum să faci. Ideea este că dacă vrei să-ți asumi un act care durează 4 ani de guvernare, în primul rând trebuie să obții, în primul rând și în primul rând, încrederea cetățenilor. Și asta nu se poate obține decât în alegeri. Și atunci, cu toate micile machiavelisme de pe la alte posturi de televiziune în care incită, doamne, ați câștigat alegerile europarlamentare, deci veniți de la guvernare, domne, să ne arătați, domne, voi ce faceți, domne, că ia uite, că nu știu ce. Adică dacă liderii opoziției înțeleg că asta e o vrăjeală ieftină de bolșevic să te păcălească, domne, ai câștigat europarlamentare, vine de la guvernare mâine, dar de ce să vin, domne, mâine la guvernare? Stați, domnule, un pic să ne înțelegem. Hai să găsim un mecanism constituțional, legal. Și aici am încredere în președintele Klaus Iohannis, care până astăzi nu s-a abătut nici de la spiritul și nici de la litera Constituției. Și deși uneori ne-a durut foarte tare treaba asta, apropo de nominalizarea lui Dăncilă și așa mai departe, omul a fost consecvent și șapo, pentru că e foarte greu în România să-ți respecti niște principii și să nu umbli pe mijmașul și pe combinații. Faptul că s-a ținut tare pe picioare președintele Klaus Iohannis și a zis, domnule, nu. Nu vreau să faci politică cum vreți voi. Vreau să faceți politică, uite, cum vreau eu. De ce? Pentru că eu vreau într-un mod corect și cinstit. Zicem, între ghilimele, o metodă germană, da? Metoda germană a funcționat. Și atunci,
ca să respectăm spiritul și legea Constituției, hai să găsim o variantă cât se poate de corectă și de democratică în care să putem organiza alegeri anticipate înainte de termen. Iar din punctul meu de vedere, și nu mă sunt eu un mare specialist în treaba asta, dar m-am interesat la colegii de breazdă care știu mult mai bine tehnic despre ce este vorba. Alegeri anticipate odată cu alegerile prezidențiale, din punct de vedere constituțional, nu se poate, pentru că legea spune că cu 6 luni înainte nu se poate. Singura posibilitate să mai scutim poporul român de ciuma roșie cu câteva luni ar fi ca alegerile generale să se întâmple odată cu alegerile locale. Vorbim de aceeași sumă de bani cheltuiți, adică nici n-ar fi o povară pentru poporul român să plătească atât de mult. Și ar fi o chestiune care s-ar întâmpla în același timp. Adică când te duci cu buletinul tău, votezi odată pentru primar și altă dată votezi pentru parlamentar. Și asta se poate întâmpla. Până atunci, să găsească, domnule, partidul ăsta care s-a cramponat cu dinții și cu ghearele de putere, să găsească dintre, că toți se laudă, domnule, PSD-ul e un partid mare, noi găsim oricând 10 miniștri foarte buni, 20 de prim-miniștri, ia, domnule, să vedem cât, ce pepinieră este PSD-ul, să găsească, domnule, niște oameni, cât de cât, cum se cade în treaba asta, niște oameni normal la cap, niște oameni, că eu sunt convins că probabil există la periferia partidului ăsta, niște oameni mai tineri, niște oameni care au fi intrat din oportunism sau din chiar, eu nu cred că a intrat nimeni în convingere în PSD că să fii convins de ce. Are PSD-ul ăsta vreo ideologie să te convingă sau ceva? Nu, e un partid. Are un nume și să spune că sunt niște băieți socialdemocrații care poate au bunul simț ca până la alegerile astea care sperăm să fie anticipate, să nu mai stăm până la termen, să ducă domne guvernarea pe proiectul pe care l-au promis și l-au făcut. Foarte bine. Bă, v-ați asumat un caiet de sarcini, da? Duceți-i tată până la cap. Dacă puteți. Dacă nu puteți, atunci dați-vă demisia și facem alegeri anticipate mâine. Da, numai că, vezi, e diferența asta. Duminică, euforie, te-ai dus la vot și ai așteptări, ai votat, au ieșit anumite partide și realitatea bruscă, te trezești așa, știi, zici, domnule, gata, în sfârșit, uite, în sfârșit, scăpăm de... adică rămânem în Europa, avem o politică europeană și brusc, a doua zi, te trezești cu capul în perete. Stai, frate, că de fapt suntem cu același guvern, cu același parlament și țin să-ți amintească într-un mod brutal la o zi, două zile după alegeri. Asta este șocant. Și atunci cetățeanul spune, nu, s-ar putea să nu mai pot. S-ar putea să nu mai pot să o țin un an jumătate așa. Adică dacă tu la 24 de ore după arestare și după rezultatele alegerilor, tu vii și te pui de-a doua și faci troc pentru un scaun, pentru un scaun, ce înseamnă președintele Camerei Deputaților? Niște vizite, bani mai mulți la leafă, o suită acolo, o mașină și nu știu, pentru asta, să te dedai la așa ceva? Păi atunci cetățeanul care a votat și care a stat 7 ore, o să spună, domnule, cred că nu mai pot. Și atunci, eu nu m-am documentat pe chestiunea asta, adică în sensul că n-am vorbit cu niște avocați, 2, 3, 4, 5, care să mă lămurească, dar... Mai e o lună de parlament, s-a votat astăzi, că probabil să vorbim, că e cam diferență mare între ce vrem și ce putem la voturi. Dar va fi o moțiune de cenzură vrând-nevrând. Anunțată de PNL și primită de simpatizanții opoziției cu optimism. Noi nu știm ce astăzi se poate întâmpla. Astăzi optimismul a dispărut. Da. Eu nu știu, nu zic, că știi nici la alegeri și nici luni nu s-a gândit prea clar. A zis să vedem ce-o fi. Nici aici nu știm ce se va întâmpla în luna asta parlamentară. Dar s-ar putea, cred, 30 de zile, nu știu exact cum e Constituția, alegerile prezidențiale cred că 30 de zile mai pot fi împinse, ca să fie 6 cu 6, deci decembrie ambele, ca să nu mai lungești până în ianuarie. Cred că dacă s-ar vrea, dacă PSD-ul ăsta pe care am văzut și eu la niște televiziuni zicând, dar duceți-vă de mâine, păi dacă vreți să-i lăsați pe ceilalți, demonstrați în Parlament. Nu dai de la matale așa, hai că-ți fac eu loc, mă dau deoparte. Nu, ce e asta? Asta e la piața obor. În rest, dacă vrei într-adevăr alegeri anticipate, cum sunt chiar vreo 2 PSD-iști primari sau care s-au exprimat în acest sens, nu vine unul la televizor să spună, da, duceți-vă că vă votez eu și nu vă las să cădeți. Ce e asta? Nu! Vreți alegeri anticipate? Cădem de acord toate partidele că e nevoie de alegeri anticipate și asumă riscul și. Dar ai văzut un câine, dar aminte 300 plecând de la o măcelărie? Nu sunt 300, sunt 600. Păi am zis că 300 poate fi mai bun, dar am zis și eu așa, din 600. Păi bun. Nu, și uite încă ceva, apropo de referendumul ăsta, pentru că mie mi se pare foarte just și foarte de bun simț că dacă validăm și trebuie validat referendumul pentru care 80% dintre români au votat da la cele două întrebări, adică nu, domne, cu corupții în viața politică și cu amnistie și grațiere pentru ticăloși, să fie validat în același timp.
Un alt referendum care s-a întâmplat în 2009, în care poporul român, în număr covârșitor de mare, a zis, bă, sunteți cam mulți. 600 de golani pe capetele noastre. Hai să vă reducem la 300. Și atunci cred că clasa politică, dacă vrea să treacă examenul de maturizare și să mai obțină vreun vot pe bune de la cetățeni, să-și asume să ducă la îndeplinire voința poporului din 2009, în care poporul român din 2009 a zis, bă, nu 600 de parlamentari, 300, două camere, păstrăm Camera Deputaților și Senatul, dar nu cu 600 de șoferi, prietene, nepoate și pupile ale nu știu cine, ci cu 300 de parlamentari profesioniști. Parlamentar 300 de parlamentari profesioniști, pentru că să fii parlamentar în România nu poți să te ia unul de pe stradă. Adică nu poți să vină unul să zică, domne, cine ai fost tu? Eu am fost șoferul lui Gigel. Ai fost șoferul lui Gigel, senatorul României. Domne, hai să ne gândim ce erau senatorii romani. Hai să ne gândim ce înseamnă Camera Deputaților în Franța. Hai să ne gândim ce înseamnă lumea civilizată, Parlamentul. Domnule, Parlamentul nu poate să fie cu Nicolice și cu Șerban Nicolae și cu Olguța Vasilescu și cu Codrin Ștefănescu. Domnule, nicăieri în lumea asta, nici în triburile din Malaezia, dacă vor mai exista triburile în Malaezia, îi alegi pe cei mai buni să fie în adunarea ad hoc a triburilor. Nu îi alegi pe cei mai nenorociți între. Și atunci, hai, avem multe de făcut. Adică hai să validăm referendumul prima dată, hai să validăm inițiativa fără penale constituție. Hai cu anticipatele. Să se unească. Păi da, dar hai să facem anticipate într-un sens constructiv pentru poporul român. Să facem anticipate ca să se canibalizeze iarăși partidele între ele astea de pe opoziție și să ajungem iarăși într-o circotecă. Se fac până la anul. Păi deja au început să se canibalizeze, că noi nu suntem nici noi veniți cu pluta. Și observăm în loc să existe o emoție, o emulație a partidelor câștigătoare totuși ale alegerilor parlamentare, pentru că deși PSD-ul a câștigat, PSD-ul e pe locul 2, deci e pe podiu, nu poți să zici că PSD-ul... La o diferență extraordinar de mică de USR. La o diferență mică de USR și la o diferență nu foarte mare de PNL, adică totuși ele sunt cam acolo. Dar câștigătoarele morale, câștigul moral politic al alegerilor parlamentare este câștigător PNL-ul că e pe primul loc și USR-ul că este pe locul 3, dublându-și aproape scorul pe care l-a obținut la alegerile generale din Parlamentul României. Și atunci, dacă aceste două formațiuni și cu un PMP care, în ciuda faptului că, domne, pe Băsescu, cu Regine, domne, a luat ALDE, a luat fața lui ALDE, ALDE-le ăla pe care toți brucanii zilelor noastre îl dădeau cu 15%, domne, Tăricianu este... Tăricianu a primit ce a meritat. Deci ALDE n-a intrat în Parlamentul României, uite că a intrat PMP-ul lui Traian Băsescu. Domne, PMP-ul lui Traian Băsescu, cu 5, nu știu cât au, USR-ul cu 21, nu știu cât au, și cu PNL-ul cu 27, nu știu cât au, ăștia trei au fost aleși de poporul român să se bată, nu trei, domne. Să se bată cu cine? Cu hoții, cu șnapanii, cu ticăroșii, cu incompetenții, cu corupții, cu nei ca nimeni ăștia cu brânză între dinți, care dintr-o dată au ajuns la putere și că avem noi o vorbă care spune extraordinar, țiganul a ajuns împărat, prima dată îi dă în cap lutasul. Tot nici nu-l vezi că a pus bine bună. El e în campanie electorală, vine și șteșește votul și o să facem, o să dregem, domne, o să... Și a doua, domne, nu a treia zi. A doua zi când a pus la picior, s-a așezat picior peste picior pe tronul de la putere și a început să ne balciocurească pe toți. E, nu. Hai să schimbăm întâi forma asta de a mentaliza jocul politic, după care putem să facem și alegeri anticipate și să facem... Adică eu am o mare emoție și îmi pare rău că trebuie să spun asta, am o mare emoție, încă mi-e frică, că noi, ăștia mai bătrâni, am mai prins și Convenția Democratică, am prins și Alianța, da, am prins... Și am văzut unele am lucruri. Am prins proiectele astea care păreau și, extraordinare. Și vedem semne acum. Mi-e frică, Doamne, iată, și că te frigi odată suflet și iaurt. Eu încă nu sunt foarte optimist cu privire la faptul că oamenii din cele trei partide înțeleg cât de important e votul pe care românii l-au dat, nu să se bată între ei, ci să se bată cu ciumaroși. Un astfel de semn generator de pesimism, cel puțin pentru mine, a fost graba cu care Alianța USR Plus, Alianța 2020, a anunțat, sigur, poate și pe euforia unor rezultate extraordinar de bune, a anunțat că vor avea candidat propriu la prezidențiale. Ceea ce face oarecum previzibil, știu eu, un tur 2 în care președintele Klaus Iohannis, susținut de PNL, să lupte împotriva PNL unui... și PMP, că și PMP au anunțat că îl susține tot pe Klaus Iohannis. Să lupte împotriva unui candidat USR Plus. Susținut de Antena 3. N-aș vrea să ajungem până acolo. Cel puțin la susținerea venită din partea aceea a televiziunilor. Dar din punct de vedere politic, asta ar duce, știu eu, la niște confruntări, la niște discuții în contradictoriu, ceea ce oarecum ar canibaliza, putem spune, scena politică în zona de dreapta. E cum să vrei să faci guvern, nu? Să fii într-un guvern
PNL și USR și tu să ai o campanie în care să-ți arunci acuzații, nu asta înseamnă campania electorală. Deci să confunzi PNL-ul cu PSD-ul, să spun măcar să că spui. Sunt mai bun decât contracandidatul meu, da. Dacă nu zic și ceva și de rău de ceva mai de rău. Colaborăm. Și hai să colaborăm și să facem un guvern împreună. Victor, eu cred că nu e un plan, nu e un plan după alegeri încurajați de procentul mare pe care l-au luat, pentru că sunt declarații de dinainte de alegeri că aceasta ar fi intenția ca Dacian Cioloș să candideze, deși atunci când ai un candidat sigur... Domnule, nu a afirmat foarte clar, domne, candidez, să știe și poporul ăsta ce gânduri are domnul Cioloș. N-a zis nici cât a fost prim-ministru. Mai sunt doar câteva luni până la alegerile prezidențiale, nu mai e deloc mult timp. Exact. Ba, din contră, chiar foarte, foarte puțin. Mi s-a zis să nu mă prefacă dacă e zgomot aici în stânga mea să nu zic nimic, dar eu zic să zic că acum noi am vorbit și... A venit surpriza! A venit surpriza, suntem în măsură să oferim telespectatorilor noștri surpriza despre care am vorbit, nu știu dacă sunt gata colegii cu camerele, dar o să le spun mai stăm că... un pic, surpriza, mai stăm un pic. Surpriza generează tensiune, ceea ce e foarte... După voce, cu siguranță toți telespectatorii noștri l-au recunoscut pe europarlamentar de acum, da, sună Bogdan. Ciudat de la jurnalist. Sună la ciudat. Vă spun bună seara. Vă spun bine ați venit în studiourile București TV și bineînțeles că trebuie să vă felicit pentru victorie. Mulțumesc. Foarte mulți români au spus, domne, Rareș Bogdan a adus victoria PNL-ului. Poate am avut și eu o contribuție. Victoria PNL-ului a adus-o 2 milioane și jumătate de români, au adus-o 240.000 de membri extraordinari ai Partidului Național Liberal, 1.100 de primari, parlamentarii și toți cei care au activat pentru această campanie, militanți, prieteni ai Partidului Național Liberal. Este cel mai mare număr de voturi pe care l-a luat PNL din 1937 încoace. Este pentru prima dată când câștigăm aceste alegeri, după 82 de ani Partidul Național Liberal câștigă alegerile. Este pentru prima dată când o singură forță politică învinge Partidul Social Democrat în 30 de ani, deci nouă alianță, nu CDR, USL sau Alianța DA. E un moment special pentru PNL, dar în același timp foarte plin de responsabilități. Acești 28, că e aproape 28 după ultima numărătoare, la sută, la 5% față de PSD și la 6 sau 7% față de Alianța 2020, ne obligă. Și le mulțumesc tuturor românilor. Procentele care vă despart de ALDE, cei care cel puțin până dulce... ALDE erau cât au? 4,2 sau cât? 4,5. Să-i salut pe foștii mei colegi de platou, pe Oana, prietenii mei, Oana Stănciulescu, Oreste Teodorescu, care au fost extraordinari și în această campanie și să vă mulțumesc foarte mult dumneavoastră. De asta am și venit, să știți. Pentru că sunteți o televiziune asumată în sprijinul cetățenilor, în sprijinul celor care de la Ordonanța 13 încoace au stat pentru a veghea la un stat român european. Chiar dacă nu o să pot sta mult, o să vreau să-mi promiteți, dacă se poate, să facem o dezbatere amplă, să vă dau câteva din detaliile votului, din ziua votului, din mesajele care s-au transmis în ziua votului, despre cum s-a întors votul începând cu ora 14, de ce nu au dorit să ne lase cetățenii să voteze în diasporă, ce s-a întâmplat în țară și sigur să vă mulțumesc de ce. Pentru că doi dintre cei mai buni jurnaliști din România, și o spun de plin conștient, fiind un admirator al lor, nu doar un coleg, Oana Stănciulescu și Oreste Teodorescu, își găsesc aici locul pentru a veni cu analizele. Ei sunt doi jurnaliști foarte incomozi și de-a lungul timpului foarte puține televiziuni au rezistat la spiritul lor extrem, extrem de critic. Faptul că dumneavoastră îi cultivați invitați pentru analizele lor sclipitoare, e o chestiune care pe mine și pe vă asigur că zeci de mii și sute de mii de români sunt foarte încântați să facă acest, să vadă asta. Știm asta pentru că ne vin... Are și generos și acum. Nu, sunt, ei sunt foarte buni, foarte buni, credeți-mă. Adică sunt oameni care știm că sunt foarte, foarte excepționali și cultivați și patrioți. Să vorbim despre Rareș. Da. Să vorbim despre Rareș și când o să vină data viitoare la tine la emisiune, să ne spune ce va face în Parlamentul European, da. Abia aștept să aud. Chestiunea cu simplificarea ghidurilor este esențială pentru că sunt 64 de condiționalități și obligarea statelor de a nu mai aduce condiționalități suplimentare. Noi avem 64 de condiționalități, Polonia are 6 condiționalități. Subvenția pe agricultură e o chestiune vitală. În
În momentul acesta, subvenția în România este între 93 de euro și 167 de euro. Este cea mai mică din Europa. În Ungaria, subvenția cea mai mică este 230 de euro la hectare. Franța, 630 de euro. Germania, 440. Italia, 380 până la 450. Polonia, 280-350. Noi suntem papagalii europei între, 86, între 93 sau 96 și 167. Ei, trebuie o subvenție, nu neapărat unică, dar o subvenție, să ajungem la subvenția medie europeană. Pentru că, totuși, cu ce sunt mai răi fermierii sau țăranii români decât ceilalți? Nu cred că sunt. Cu nivelul de trai, din păcate. Acolo sunt. Deci de asta am ținut foarte mult să vă mulțumesc și pentru ce ați făcut în campania aceasta electorală. Să știți, contează foarte mult pentru noi. Credeți-mă, știu exact și avem monitorizările și vă felicit din tot sufletul pentru ce ați făcut. Iar faptul că veniți cu analizele dumneavoastră, cu Ana, cu Oreste, cu ceilalți invitați, e o chestiune extrem de importantă. Și vă asigur că în măsura în care eu pot să sprijin acest proiect excepțional, București TV, o voi face cu toată deschiderea, pentru că eu cred sincer că trebuie să avem televiziuni complet libere, exact așa cum e aceasta. Și pot să mai spun ceva, Rareș, în spiritul a ceea ce ai spus până acum. Poți să fii liniștit și să predai o ștafetă unui moderator care are ceea ce ai avut și tu ca moderator și vei avea extraordinar de important ca politician. Emoție. E mare aici, lucru. Uite că Victor face parte din specia asta din ce în ce mai rară și aproape pe cale de dispariție de moderator de televiziune care nu vin ca niște promptere în carne și oase, ci care respiră cu emoție și cu afecțiune și cu empatie sau cu antipatie, pentru că e umană, alături de invitați. Și din punctul ăsta de vedere, jurnalistul Rareș Bogdan poate să se ducă liniștit în politică, că n-a lăsat locul chiar gol. Sper că mama și soția și mai ales fiicele mele l-au auzit pe Oreste spunând aceste vorbe. Nu, e foarte adevărat ce spun și... Și pe Rareș, pe Rareș. Domnule Rareș Bogdan. Eu mă bucur pentru că sunt aici cu prietenii mei, colegii mei, cu oameni care gândim într-un mod similar. Sigur, avem și lucruri la care să se spune că ne contrazicem, dar asta e frumusețea dezbaterii și a democrației, dar pe valori și pe chestiunile de bază suntem întru totul de acord. Sigur, mă bucur foarte mult că românii, poate și datorită nouă, și dumneavoastră și nouă, s-au deșteptat, s-au informat, nu s-au mai lăsat manipulați, a contat în acești 2 ani și jumătate ai terorii, ai groazei, românii totuși au dovedit că în momente cheie știu să reacționeze. Oana, care e cea mai dură dintre noi, duminică îmi scria că este foarte emoționată, pentru că nici eu n-am crezut. Am crezut că vor veni 8 milioane, au venit 9 milioane de oameni la urne. Dar când am văzut cozile acelea ale groazei, credeți-mă, ministrul Mereșcanu nu trebuie să scape. Dar ai văzut ce a declarat prietena noastră a tuturor românilor, Carmen Dan, referitoare la demisia solicitată de președintele Claus Iohannis? Incredibil. Oamenii nu au înțeles absolut nimic din votul nimic. Votul de duminică pentru ei n-a însemnat nimic. Eu n-aș pleca, și eu mă simt foarte bine și l-am apreciez foarte tare pe Victor, foarte, foarte tare. Mai rar jurnaliști care să nu se dezică de la o zi la alta funcție de... și să fie constant și să aibă principii foarte rar, pe cale de dispariție. Însă n-aș fi atât de liniștit în locul tău, Rareș Bogdan, pentru că ce se întâmplă cu presa este îngrozitor, îngrozitor. Și am fost la Roma, noi doi și cu tine, și acolo erau vreo 350 de oameni care au venit să te întâlnească pe tine, să vorbească și cu noi. Și am vorbit cu foarte mulți români de acolo care au stat, apropo de puterea presei, puterea fiecăruia ziarist. Și de asta cred că e un pericol acum. Care s-au uitat 3 ani de zile, seară de seară la tine și spuneau doamne care aveau serviciu sau domne a doua zi, cu riscul de a ne fi dus obosiți, stăteam până la ultima secundă, adică până la 1 noaptea. La ei erau alte ore și dimineața se duceau obosiți la serviciu, dar au stat să audă, pentru că în presa din România auzi foarte rar adevărul. Așa în presa din România, multe nu se mai pot numi televiziuni, ci agenții de PR.
Ceea ce pentru democrație este extrem de grav. De asta zic că și plecat la Parlamentul European, cred că presa trebuie să fie un subiect și... Și va fi, da, am promis. O dată jurnalist, dacă îmi permite, jurnalist. Eu am venit special să-i salut și să vă salut și să-i salut pe telespectatorii dumneavoastră și sigur, acum nu mă pot aude invita, dar când dumneavoastră aveți oricând, timp, în funcție de disponibilitatea dumneavoastră... Eu, cu acordul dumneavoastră, am să mă retrag, am venit strict să vă salut, repet. Vă mulțumim, domnule Rareș Bogdan. Mulțumesc foarte mult. Mult succes s-o în activitatea dumneavoastră viitoare. Pe Oana și pe Oreste, ce să le spun? Pe ei îmbrățișez, îi pup. Și puteți vedea... De noi oricum nu scape așa ușor. Da. Și puteți urmări, le puteți urmări analizele aici la București TV. Felicitări pentru ce faceți, când timpul dumneavoastră vă permite și în funcție de calendarul aparițiilor, aveți în mine un invitat care va veni cu maximă plăcere și cu toată deschiderea. Vă mulțumim, domnule Rareș Bogdan, mult succes la Bruxelles. Vă mulțumesc. Cu siguranță... Activitatea dumneavoastră va conta. Va fi interesantă România, și poate vorbim și de asta. Zvonuri, da. Că veți, sunteți propus pentru o funcție foarte, foarte înaltă, poate cea mai înaltă ocupată de un român după 1990. Da, să vedem. Deocamdată noi ținem pumnii. Să ne revenim după o campanie puizantă. Vă mulțumesc foarte mult. Vă ținem pumnii. Mulțumesc, Oana. Bafta. Vă la mulțumesc revedere, și Oreste, mult succes. La revedere, numai bine și felicitări. Mult succes. Vă mulțumesc. Iată surpriza pe care am pregătit-o telespectatorilor noștri. Nu a fost chiar cum ne-am dorit, dar tot a fost bine. Da, trebuie să remarcăm că într-un program extrem de încărcat, foarte încărcat, aproape inuman, da, de încărcat, chiar râdeam cu Rareș și spuneam, bă, când a plecat Mao Zedong în marșul ăla de a adunat toată China să se lupte împotriva naționaliștilor și a japonezilor, n-a făcut atâția kilometri cât, da, ai făcut în această campanie electorală. Gândiți-vă că au fost toate județele României, au fost 5 țări în diaspora și au fost rute care se întâmplau în 24 de ore pe 1000 de kilometri, timp de 75 de zile, nu toate cu 1000 de kilometri, adică efortul și dăruirea și determinarea unui om care, al minter, părea o vedetă de televiziune, care, domne, vine, părea, stă, da, acolo la platou, așa, da, e pe prima poziție, nu o să facă... Adică, da, uite-te, în contrapartidă cu Rareș Bogdan, ce prestație a avut doamna de la Dan Voiculescu din televiziune, care doamna este... Carmen Avram, despre care s-a spus Carmen Avram, ieri, care... nu, se spunea că îi se va retrage sprijinul și va fi, să zic, asta, știu eu, obligată ar fi fost o prostie. Pentru că nu, oricât ne place sau nu ne place, domne, dacă învățăm democrație, trebuie să învățăm de la Churchill. Domne, dacă vrei să ai putere în democrație, eu, dacă vrei să mă înjuri, te voi ajuta să mă înjuri. Ideea e felul următor. Domne, când participi pe o listă și lumea votează lista aia, pentru că lista aia este votată și de numele care sunt pe listă. Și domnul Ponta se retrage ca, da, și intră tuturor. Și domnul Cioloș ar putea să retragă, să intre următor. O secundă. Una e să te retragi tu și alta este să vină un partid, să ia niște nume cu notorietate și cu nu știu ce, să ne arunce pe listă, să te, da, momească pe tine alegător PSD, ca poate tu nu vrei să votezi cu Rovana Plumb, că doar nu ești dement la cap să votezi pe Rovana Plumb, adică iertați-mă. Și zici, domnule, îmi place de fapt asta, Carmen Avram, care, uite, a fost o știu de la televizor. După care ți-ai făcut mendrele cu ea și după aia zici, domnule, știi că e Carmen Avram, te dăm afară de poliție. Mie mi-a fi plăcut așa de în competiție cu niște oameni pe care eu îi consider că au distrus acest popor prin manipulare și prin propagandă. Și mă refer la foștii mei colegi de trus, pe care pe unii i-am respectat foarte mult, dar acum, în aceeași măsură în care i-am respectat, îi detest din punct de vedere profesional, pentru că în loc să informeze și să-și facă datoria în fața cuvântului pe care ni l-a dat Dumnezeu tuturor să-l putem folosi, în loc să aducă adevăr cu cuvântul lor, au adus manipulare și minciune. Da! Oricât 30 de secunde. M-aș bucura uman de o chestie, domne, principial și corect, nu poți să te folosești de cineva după care să-l arunci la gunoi. Vreau să vă spun că mă bucur nespus că ați fost în această seară în studioul nostru, că am stat de vorbă, că telespectatorii noștri au aflat lucruri absolut interesante de la voi. Mă bucur foarte mult că Rareș Bogdan a fost aici în acest studio, chiar dacă acest lucru s-a întâmplat pentru câteva minute. Dar avem promisiunea că vom face o emisiune odată și odată în și această formulă. Și să știți că Rareș Bogdan întotdeauna se ține de cuvânt. E ardelean, nu? Și ardelenii au acest obicei. Vreau să vă mulțumesc pentru această discuție. Sigur că da, vă și mai aștept în studiul ocazia, nostru. Dar de ce mă la Victor trece timpul mai repede decât la da, Andrei? Da, eu am crezut că e pauză. Chiar vreau să zic că e pauză totuși și apoi revenim. Noi îți mulțumim, eu special îți mulțumesc, dar cred că și Oreste, pentru că și poate facem, nu vrem să te ostilizăm cu Doamne Ferește, cu alți colegi, dar e foarte important, iar tu ești printre puținii care, acum a zis și Rareș, ne-ai invitat și eu îți mulțumesc foarte mult, nu după alegeri, ci înainte de alegeri. Nu, eu vă spun sincer, restul a fost o secundă, mă bate gândul să refuz
invitațiile la emisiunile mainstream, care nici pe mine, nici pe Oana Stănciulescu nu ne-au invitat deloc în această campanie electorală, iar eu știu foarte bine că suntem bătrâni amândoi ca jurnaliști și cât a costat neprezența noastră la niciuna dintre televiziunile de așa zise de consacrate. Și atunci eu mă gândesc că am încă un proces de analiză, mă gândesc foarte serios, cu excepția emisiunii tale, cu excepția Nașu, Epoch Times, adică a unor oameni care ne-au chemat și au fost alături de noi și noi alături de ei tot timpul, să eu personal să declin alte invitații și dacă voi o să vreți să ne mai invitați, va reveni la niște gânduri mai bune față venim de cu drag în această formulă în care noi cel puțin sper că și Oana noi doi ne simțim excepțional. Și telespectatorii noștri avem aceste semnale din partea dumnealor. Vă mulțumesc încă o dată și sigur că da, vă mulțumesc și dumneavoastră pentru că ne-ați urmărit. Ați fost alături de noi în această seară, iată preț de o oră și jumătate. Până când ne vom revedea, toate cele bune.